Bună ziua și bine ați revenit la Taifalscu! Grăsuța! După cum bine vedeți, eu încă mai sunt răcită. Da, ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Faze că am mâncat înghețată și după ce am terminat, adică eu am simțit așa că mă ia răceala, dar am zis că băi, lasă cum, de la o înghețată nu se poate așa ceva. Da, de la o înghețată m-a luat durerea de gât, după aia am luat foarte multe pastile și acum mi-a rămas o tuse urâtă de tot și acum iau alte pastile pentru tuse, deci din mai bine în mai bine. Astăzi nu am ceva foarte bine pregătit, dar am zis că na, de două zile nu am mai postat nimic de când am postat clipul cu Cupio, faze că acel concurs eu v-am zis că vreau să mă înscriu pentru a participa. După când am văzut că glasul meu o ia la vale, eram și super răcit, eram mai rău ca acum, nu puteam să vorbesc absolut deloc, întrebați-o pe Flori și pe Sisi, când au venit la mine în parc, vorbeam, parcă trăgeam, nu știu, sunam ca trenul sau ceva de genul ăsta și acum nu pot să râd foarte tare pentru că am o tuse, dacă se strânește tusea, este foarte, foarte nasol. Am zis că astăzi voi vorbi puțin despre Cupio, voi vorbi puțin despre cum mă simt deocamdată în România, am să citesc o scrisoare pe care am primit-o de la o fetiță din parc, de aici, de la mine, din cartier. De fapt, hai să începem cu prima chestie, am să vă zic unde l-am pus, rujul de astăzi. Rujul de astăzi, bineînțeles că eu mi-am luat și rujul de la Colourpop, dar... am descoperit că îmi plac foarte mult rujurile astea de la Cupio, dacă ați observat, de la MUA, dar le găsiți în magazinul de la Cupio. Este nuanța, mare Gigi dacă văd, Warm Me și mi se pare super, super, super faină și pup mâna și nu se vede absolut nimic, chestia mat. Acum știți cum e, nu le fac reclamă bună pentru că vezi, doamne, mi-au dat câteva produse de la ei să le încerc și acum vai, vezi că le ridic în slăbi. Nu, știți foarte bine că un produs nu-mi place, eu vă zic. Dar, sincer să fiu, rujurile astea de la MUA sunt super, super, super faine și sper să nu plec fără să mai iau câteva. Și până acum m-am îndrăgostit de rujul ăsta, Dragoș, când mi l-a adus. Mi-a zis că încearcă-l ăsta, îmi place mult și când am văzut chiar și culoarea și totul, arată super, super fain. Încă o dată mulțumesc foarte mult Francii pentru produsele de la Cupio. Sunt super faine. Până acum niciunul nu m-a dezamăgit. Îmi place foarte mult. După cum vedeți, sunt dată până și cu pomada pentru sprâncene, care iară, este un produs foarte bun. Pentru că eu, înainte să vin, m-am interesat așa cam ce produse sunt faine de la Cupio și... multă lume mi-au zis că rujurile, pigmenții, genele false, asta de sprâncene și i-am zis că, Dragoș, vezi, dacă cumva se nimerește să-mi aduci vreodată ceva, să-mi aduci numai produsele astea, pentru că am auzit că sunt foarte, foarte bune. Ok, vreau să vă încep cu felicitarea. Este o felicitare făcută la școală de cineva. Zice, la Taifalscu, grăsuța, o cheamă Sorina, este de ce din cartier de la mine, din Dancu. Și zice, sper să faci un clip cu felicitarea. I-am zis că am să fac. Zice că eu sunt abonată de la Sorina. De fiecare dată... De fiecare dată când ies în parc, o văd și ea mă îmbrățișează și nu știu, mă simt așa ca mama, nu știu, ca o mămică. Pentru că sunt copii și, na, ea este foarte, foarte mică, adică gen, nu știu exact, Sorina, câți ani ai, dar cred că vreo 9 anișori, cred că tot ai. Și, da, zice aici, sper să nu te lași de YouTube, la Taifalscu grăsuța, mă numesc Sorina, te ador și a pus cum ar veni butonul de la YouTube, play button. Aici a încercat ea pixul, zice Sorina. Da, foarte drăguță, mulțumesc foarte mult și pentru inimioare și pentru tot, Sorina. Și mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare pe care mi-o dai în parc atunci când mă vezi. Și da, mi-a făcut foarte mare plăcere să cunosc fete din cartier.
și să văd că am întâlnit până acum, cred că 6-7 fete din cartier care m-au îmbrățișat și am făcut poze și da, sunt foarte fericită. După, pierd vocea asta, îmi cer scuze pentru lumină, camera, dacă o vedeți cum este cocoțată, vă asigur că veți face pe voi de râs. Am pus-o pe un uscător de rufe și pentru că uscătorul ăla de rufe are, nu știu, tot felul de chestii, n-am găsit ceva mai mic și a trebuit să o pun pe un cub de la canapea și de asta este ridicată până în pod la bunica. Părul, știți foarte bine că tot timpul trebuie să stau cu mâna în părul meu. După, am zis să discutăm puțin, am sărit de la un subiect la altul, să discutăm puțin despre concursul de la CUP. Eu am văzut că s-a înscris foarte multă lume. Eu, fiind în starea în care eram, multe dintre voi mi-ați spus că machiajul a fost frumos. Sincer să fiu, aș fi putut mai bine, dar având în vedere că eu aici nu am lumină, nu am luminile mele de acasă, nu am machiajurile mele de acasă, eu au trebuit să folosesc o singură trusă pe care o am aici și să folosesc pigmentul de la CUP. Acum nu este o scuză cum ar veni că na, machiajul meu nu a fost de, poate de concurs sau poate nu a fost cine știe ce foarte mega extraordinar. M-am uitat și eu la alte fete, au fost unele care au făcut machiaj de fantezie. Dacă știam, mă băgam și eu, luam 2-3 lecții de desen de la fratele meu și după mă băgam și eu la o fantezie, dar m-am gândit că este la concursul, din ce am înțeles, că poți face orice machiaj vrei tu. Dar eu am uitat să mă gândesc că sunt și machiaje de astea de fantezie, machiaje care te duci la cluburi sau ce știu eu, la festivale de muzică. Eu m-am încercat să mă bazez pe un machiaj normal. Încă o dată, vocea nu prea m-a ajutat, lumina nu prea m-a ajutat, machiajurile nu prea m-au ajutat, am făcut și eu cu ce am putut și cu ce am avut. Și având în vedere că eu am filmat pe 13, pe 14 am pus videoclipul, pe 15 era vorba să se închidă prima perioadă, dar acum, pentru că au fost foarte multe înscrieri, vor prelungi până pe 25 și da, dacă știam, băgam un alt machiaj. Eu m-am și grăbit într-un fel, pentru că eu de când am venit nu am avut stare, adică am mers și prin oraș, l-am dus și prin colo și prin coace, m-am întâlnit și cu câteva dintre voi, deci nu am avut stare să stau acasă și să mă gândesc la ce machiaj să fac și să mă pregătesc intens cum ar veni. Dacă am să trec în partea cealaltă, în top 20, atunci am să dau mai multă silință, o să-mi dau mai multă silință să fac ceva ca lumea. Dacă nu am să trec, asta este, măcar am participat și să nu-mi pară rău. Dar da, sunt puțin dezamăgită de machiajul pe care l-am făcut. Nu este unul demn, cum ar veni, de wow, cine știe ce, de concurs, dar având în vedere că m-am uitat și la alte fete care au făcut un machiaj, nu pot să vă explic cum, și na, totuși am încercat să le combin, am încercat să fac ceva acolo. În fine, eu vă mulțumesc din suflet pentru toată lumea care m-a susținut, pentru că am văzut foarte multe comentarii de susținere, chiar dacă am avut peste 10 dislike-uri. Asta este, îi înțeleg, sigur au fost ori fetele care au participat și au crezut că machiajul meu este de caca-maca, ori alte persoane care la fel s-au uitat și a zis că băi, ce cu asta și ea vrea să participe. Cred că sigur au mai fost și fete auto și pe grasa asta că s-a gândit și ea să participe la concurs. Știți cum e? Da. Acum, vorbind de grasa asta, să vă zic cum mă simt în România. Eu tot timpul vă ziceam vouă, băi, nu băgați în seamă lumea rea, nu puneți atenție, nu știu ce, și când am ajuns în România, exact asta am uitat să fac eu. Adică, sinceră să fiu, m-am simțit primele zile, în București cam București, dar aici în Iași, m-am simțit în primele zile cam, nu știu dacă dezamăgită, dar, nu știu, lumea asta are un stil de a se uita la tine, să te facă din mare cât ești, să te facă mic. Pentru că au o privire așa, îți aruncă o privire de cum să zic eu,
îți dezgustați, adică li se face scârbă. Da, ăsta e cuvântul potrivit, nu știu dacă e frumos de zis sau nu, dar are așa o privire de aia de scârbă, știi, se uită la tine ca și cum mai fi what the fuck, ce cu asta sau ceva de genul ăsta și sinceră să fiu, hai, când e una, două, nu prea bagi seamă, dar când sunt aproape toată lumea care, aproape toată lumea care am întâlnit-o, cel puțin când mergeam în mall sau ceva genul ăsta, să vezi cum se uită așa la tine ca și cum, ce ai frate, nu mi-ai văzut o fată grasă, ce pana corbule, adică, ok, am înțeles că în România nu sunt foarte multe fete grase, dar asta nu înseamnă că sunt, a trebuit să fac o poză, băi, măcar fac și eu un ban, știi, 5 lei poza cu grăsuța. Adică nu grăsuța, eu cu grasa, hai ca să fie normal. Și sincer să fiu, parcă mă și da așa puțin înapoi, nu știu, eu tot timpul vă zic nu băgați în seamă, nu băgați în seamă, dar eu am posibilitatea de a alege de a mă întoarce într-o țară în care nu mă simt bine sau să rămân în America unde mă simt bine și da, nu ai treabă, lumea nu se uită, nu te critică, nu... Băi, dar nu pot să vă explic, ori sunt românii așa construiți, ori nu știu cum e treaba, dar pe bune că îți dă așa o senzație de parcă nici nu ai vrea să te mai întorci. Nu știu dacă mă înțelegeți sau nu. Să vă dau un exemplu, am fost ieri la Golden Rose, am impresia că da, mi-am luat niște farduri de acolo. M-am dus acolo, încercam eu să-i zic la domnișoara aia că să văd și eu niște farduri, hai că vă țin eu, îmi ținea chestia aia la super depărtare, nici nu le vedeam bine. Zic că dați puțin, doamnă, că nu vi le mănânc, adică mă scuz, tot ce aveai în standul ăla, adică cred că am de 10 ori mai multe acasă. Nu era că, vai, doamne, ok, care a fost faza cea mai, nu știu, eu m-am dus la mall. Eram îmbrăcată super normal, n-aveam nimica cochet, nemachiată, nimica. Faza că soțul meu vrea să încerce o înghețată de acolo, gelato. Și a zis că, băi, mergem mai la înghețată și... Cer să vorbesc repede și... Na. A zis că mergem numai la înghețată și nu intrăm în mall. Nu era machiată, nu, sincer, nu aveam chef deja că atrag atenția cu mărimea mea. Nu vreau să mai atrag și atenția nemachiată și... În fine... Având în vedere că și apa aici este foarte, foarte aspră pentru tenul meu, în fine. Și după aia tot eu am zis că, băi, hai că dacă am ajuns la mall, hai totuși să intru, că, na, să vadă și el Iulus acolo. Și v-am zis, am ajuns la standul ăsta de la Rose Gold și se uita aia la mine ca la mașini de împins vagoane, sau nu știu cum să vă zic. Stătea și se uita la mine așa, știi, eu nemachiată, nefardată, părul prins, aiurea, deci eram varză cum ar veni. Și nu că vă țin eu, avea impresia că el mănânc sau nu știu ce, după aia era un loc acolo lângă noi liber și am zis că pune-l măcar aici, na, nu-l țin nici eu, nici tu, lasă-mă să le văd ca lumea, că dacă vreau să cumpăr, cum? Cum cumpăr, știi? Nici n-am făcut swatch. Sincer, mi-am luat și eu culorile după ochi. Am să fac un review să vedem cât de bune sunt fardurile. Mi-au atras atenția 5 farduri. Din alea 5 avea doar 4. Am luat pe alea 4. Și după aia văzusem niște chestii puțin mai mărișoare. Deci fardul era ceva de genul atât. Și alea erau puțin mai mici. Și am crezut că cine știe, sunt niște farduri mai mari, mate, chestii. Și zic, dar alea de acolo ce sunt? Și ea se uită așa la mine, pudre. Ca și cum, fă țărancă, nu știi ce sunt alea, sunt pudre. Stăteam și mă uitam și eu, am zis că, ok, mulțumesc frumos. Nici nu știu dacă mi-a mulțumit sau nu mi-a mulțumit. Faza e că și aici în magazine, când intri, ori m-am dezobișnuit eu, ori nu știu ce-i cu mine, dar și aici în magazine, când intri, n-ai să vezi una să zică bună ziua, bine ați venit, cu ce vă pot ajuta sau ceva de genul ăsta. Nu, frate, nimic, ca toată lumea. Toată lumea ca și cum, știi, trebuie să le mulțumești tu că ai onoarea de a intra în magazin și să cumperi de la ei. Și, da, stai că s-a deschis puțin ușa. Trebuie să ai onoarea să cumperi de la ei și când intri în magazin, ei sunt regii și tu ești cacamaca și așa. După eram cu o prietenă de-a mea din liceu, m-am întâlnit cu ea, cu Amira, te salut, Amira. Am mers în Palace Mall și la un moment dat, na, eu cu ea intram la machiajuri, intram la haine
Și am zis că hai să intru puțin și la iPhone și era ceva de genul, doar cu iPhone, cu Mac, cu toate de astea pentru soțul meu să se uite. Și aia de la Tejghea, deci băi, fraților, când am intrat în magazin, ne-a aruncat o privire de parcă eram ultimii oameni de pe pământ și băi, da, o față nu vă pot, ceva genul, băi, exact așa a făcut când am intrat în magazin, când ne-am văzut, am zis lui soțul meu, hai să mergem în altă parte că n-aș cumpăra aici nici dacă m-ar plăti ei pe mine să iau ceva din magazin, n-aș intra în magazinul ăsta, având în vedere fețele acre cu care ești întâmpinată, eu n-am mai, nu știu, parcă nu erați așa români mei dragi și scump, parcă nu era așa înainte să plec, nu se uita lumea chiar în halul ăsta, nu te critica, dar te critică cu privirea, știi, adică nu te critică, să zică ceva în față, se uită așa de sus până jos la tine de parcă și urât, adică hai că te uiți la unul, că n-ai cum, frate, îl vezi pe stradă și eu mă uit, sunt persoane care sunt frumos îmbrăcate sau sunt urât, mă uit și eu din cap până în picioare, mă uit. Băi, dar se uită pe fața lor, se vede așa, se transformă, se uită, what? Da, de asta am zis într-un video că sunt puțin dezamăgită, știu, nu trebuie să bag în seamă, ah, știți cât încerc să nu bag în seamă? Eu se pare că am picat testul de a-mi asculta propriile sfaturi și să nu bag în seamă lumea care azi vezi, mâine nu-i mai vezi. N-ai cum atunci când în fiecare zi eu interacționez, adică merg în magazine și merg cu soțul meu ca să vadă, să-i arăt, să aia. Și da, acum mai fac și cascrofița, dar n-am ce face. Merg cu soțul meu să vadă, să-i arăt magazinele, să-i arăt mall-urile, să-i arăt aia, să-i arăt celălalt și n-am cum, adică te uiți la lume, doar dacă mi-aș lua o pereche de ochelari de cal, știi, să nu-i mai văd, mi-a lăsat, sincer să fiu, un gust amar. Sincer să fiu și suntem nici măcar la a doua săptămână, nu, suntem la a doua săptămână de când sunt aici și de-abia aștept să mă duc acasă. Da, înainte asta era casa mea, dar din păcate nu mai simt. Deci nu mai simt ca fiind acasă și e, cred că e nașpa sentimentul ăla. Dar da, welcome to Romania, cum s-ar zice. Îmi pare rău că nu sunt toți grăsuții mei, cum ar veni și să mă întâlnesc cu ei și să vorbesc cu ei și să mă simt bine în compania celor care îți vor binele, știi? Pentru că am observat că lumea aici te judecă, frate, deci dacă ți-ai luat o pereche de șlac de casă și sunt de gumă și nu sunt de firmă, te judecă. Sau dacă nu ești îmbrăcată numai de firmă. Deci mă uitam și eu în mall. Frate, vrei să fii îmbrăcată din firmă, dar majoritatea persoanelor aveau fake-uri. Deci fake-uri. Eu nu știu. Eu una mă îmbrac cum mă simt eu lejer, cum mă simt eu bine, cum mă simt eu... Adică eu cred că nu am un stil chiar așa de urât de îmbrăcat. Mai ales că sunt o persoană plus size, adică sunt o persoană grasă și nu sunt o persoană slabă, eu zic că nu mă îmbrac nasol. Și pentru că am văzut fete care, într-adevăr, se plângeau că nu găsesc haine pentru ele și ele erau way mai slabe decât mine, adică mult mai slabe ca mine, și se plângeau că nu găsesc haine. Și am văzut și prin mall cine era mai grăsuț, n-avea decât o pereche de pantaloni și un tricou sau un hanorac sau ceva de genul ăsta. Și... da, adică stai, mă critici pe mine că sunt grasă și sunt îmbrăcată nu știu cum sau... nu știu, mi s-a părut așa... regret să zic chestia asta, sinceră să fiu. Mă așteptam ca românii să fie... adică au trecut atâția ani, nu știu, să fim mai open mind, să fim mai deschiși la minte, să mai lăsăm în pana mea prejudecățile astea și judecățile la persoane, dar se pare că nu, se pare că încă mai suntem... cum suntem. Să n-aveți impresia că plâng sau ceva de genul ăsta, dar mi se pierde vocea și eu când trag aer îmi pierd, dacă trag prea tare aer, e posibil să mă nec și de asta. Deci nu plâng, că sunt persoane care nu merită nici măcar nimic, deci v-ar da seama că n-aș putea să plâng pentru o persoană care nu mă cunoaște și critică așa din văzute, dar na, v-am zis părerea mea pentru că m-a întrebat cineva că de ce ai rămas dezamăgită, că de ce ești dezamăgită sau ceva de genul ăsta. Îmi place să merg să văd Iașu, să văd, mergem acum la munte sâmbătă, voi fi în Brașov și în Sighișoara,
Exact când și cum, nu știu dacă este cineva din Brașov și din Sighișoara și vrea să ne vedem, să-mi lase un mesaj în privat, eu mă întâlnesc cu voi, vă zic o oră când sunt, pe unde sunt și puteți să ne întâlnim, facem o poză, discutăm două, trei chestii, pentru că nici eu n-am să pot să stau foarte mult, cum am stat în București, pentru că sunt în trecere și sunt cu tot familionul, adică mama, tata, frate, soră, cumnată și nepoți. Dar mă opresc pentru cine vrea să ne întâlnim, să schimbăm două vorbe și să facem poze, pentru că eu ador pozele, după cum vedeți. De toată ziua stau la poză. Și da, o să încerc, acum mi-a mai revenit puțin, dar sincer, primele zile aici eram în stare de șoc, adică chiar mă simțeam așa, nu știu. Acum am început să-mi revă prietenii, să mă întâlnesc cu cartierul, să mă întâlnesc cu persoane din cartier, cu prieteni, cu chestii și am început să mă simt înapoi cum sunt eu, dar primele zile recunosc că m-am simțit de cacamaca și am lăsat să mă... am lăsat să fiu influențată de negativele, de reacția negativă sau de sentimentele negative de la alte persoane și asta am făcut greșeală mare, pentru că eu sunt grăsuța și știu chestia asta, îmi asum chestia asta, dar nu știu, are puterea omului să te facă într-un fel să te simți cum nimeni altcineva nu poate și da, acum mi-am revenit și nu mă mai interesează cine și ce zice, nu o să-i placă curul meu gras, asta este, frate, mergi mai departe și n-ai ce face. Faze că nici nu vreau să fiu răutăcioasă și să văd pe unul că se uită și să zic ce pana corbul ai de te vorbezi, știi? Adică încerc să fiu și înainte, când eram eu acasă și nu eram în America, nu plecasem deja în America, care se mai uita sau se strâmba sau ceva de genul ăsta, eu le ziceam ceva de dulce și na, acum nu le mai zic la nimeni de dulce, încerc să trec așa, adică să nu-i bag în seamă. Și da. Ok, ăsta a fost micul video de astăzi. Acum și tot s-a înălțat, am uitat să vă zic. Ne ducem la verișoara mea pentru că ne-a invitat la ea. Și stăteam pe picior de plecare și am zis că, băi, stai puțin, trebuie să filmez. Faza că eu am zis că o să filmez cu nepoții, cu... în familie, în chestii, în trestii, băt. Dar, din păcate... cumnata mea nu vrea să pună copiii publici cum ar veni, i-am pus așa doar fragmente cum ar veni, dar nu să-i pun să fac video special cu ei. Și, da, mama, tata o să filmez poate pe la munte, nu o să aibă probleme, bine că și pe ea să-i filmez așa în trecere, dar nu dialoguri, toată lumea în familia mea se pare că sunt timiz și că fug de cameră ca de nu știu ce, e o treabă. Mie îmi place. Ok, îmi scuzați încă o dată vocea asta de împins vagoane și sper că m-ați înțeles. Și da, știu că acum mulți o să ziceți, băi, nu băga în seamă, treci peste chestii, trestii, nu-i bag în seamă, dar la început i-am băgat în seamă, am uitat cine sunt și m-am lăsat influențată de privirea celorlalți. Nu-i mai bag în seamă, stați liniștit, nu mă mai interesează, dar la început până a fost intrarea aia, știi, și când te lovești de cineva așa brusc, na, te dai înapoi cum ar veni, așa am pățit și eu, dar acum sunt ok. Și da, vă mulțumesc încă o dată că și astăzi ați fost alături de mine, nu uitați că se pare că eu tare uit că am fost, alegeți să fiți fericiți. Și încercați să nu băgați în seamă persoanele care nu vă vor binele. Și trebuie și eu să ascult de vorbele astea. Eu le-am cam uitat. Am luat o pauză așa de la video și am cam uitat vorbele mele. Așa că, da. Mor cu gâtul ăsta meu. Ok, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem și data viitoare. Până atunci, vă doresc o zi cât mai bună. Bye.